Rezumând tragica experiență a deportării în Bărăgan, declanșată în noaptea de Rusalii a anului 1951, trebuie să spunem că iernile aspre și chinuitoare, cu ninsori masive și viscole sfâșietoare, adăugate la toate celelalte încercări și experiențe de viață împinse de activiștii comuniști dincolo de limita suportabilului, aveau să ducă la apogeu confruntarea cu deportarea, această scrânteală cu implicațiile dezastruoase pentru cele 40.000 de victime. Expulzați din locurile de baștină, îmbarcați cu forța și transportați sub pază militarizată, debarcați în plin câmp, încovoiați sub noianul de probleme și servituți ale vieții de deportat, înfometați, însetați, supuși regimului de muncă forțată, tracasați de pericolele ce le amenințau copiii și familia, supravegheați de un sistem milițienesc dintre cele mai drastice, deportații din câmpia Bărăganului au fost obligați să îndeplinească încă o sarcină, să își construiască singuri casele în care aveau să locuiască. Însă terminarea caselor nu a reprezentat sfârșitul suferințelor, deși le-a luat multora o greutate de pe suflet și de pe umeri. Poate cea mai importantă, fiindcă scăpau de chinul viețuirii sub cerul liber, în colibe și bordee, câștigând astfel o protecție cât de cât mai bună în fața intemperiilor. Dar grija zilei de mâine nu a iertat în continuare pe nimeni. Ce vor pune pe masă, cum se vor încălzi în lunga iarnă a Bărăganului, cu ce își vor îmbrăca copiii, erau gânduri care nu conteneau. Căutarea unui loc de muncă, oricât de umil, dar care să asigure familiei un venit stabil, de pe urma căruia să poată supraviețui, reforma monetară, care a făcut să dispară și ultimul reazem financiar reprezentat de banii aduși de acasă, introducerea metodelor securiste de supraveghere și urmărire operativă, instigarea la turnătorie, le-au creat deportaților dificultăți greu de trecut și, în consecință, motive noi de îngrijorare din cauza regimului care îi făcea să mestece fiecare coajă din pâinea amară a deportării la pachet cu porția ei de teroare. Mulți dintre deportați au reușit să își termine casele, dar nu au fost puțini nici aceia care și-au petrecut în bordee prima iarnă din Bărăgan. Unii pentru că, pur și simplu, i-a apucat zăpada cu casa neterminată. În ciuda muncii istovitoare, a zilelor petrecute în apă, la recoltat, în ciuda nopților dormite în baltă pe maldărele de stuf. Alții au preferat să rămână în bordee pentru că s-au temut de umezeala nesănătoasă a încăperilor. Semințele și boabele din pleava și din paiele folosite la prepararea mocirlei pentru chirpici au încolțit, iar din pereții îmbibați cu apă răsăreau felurite plante, dar mai ales grâul. Așa că nici casele amenajate cât de cât nu aduceau cine știe ce confort. După o ploaie torențială marca Bărăgan, acoperișul de paie sau din stuf nu lăsa nicio bucată de tavan uscată, iar în case erau puține locurile unde apa nu șiroia. Rația de pâine era insuficientă, iar mâncarea pe sponci și de proastă calitate. La sosirea bidoanelor cu mâncare, puțini erau aceia care puteau prinde o bucată de carne, iar castroanele erau mai mult goale. Cu toate acestea, nu aveau dreptul să cârtească. Era exclus să scoți vreo vorbă fără să o pățești. Orice descărcări nervoase, orice semne de nonconformism, erau pedepsite cu iuțeală maximă. S-a constituit, de exemplu, o brigadă de voluntari, le spunea atunci, însoțiți de un gardian, care făcea de pază noaptea. De regulă, oamenii cei mai revoltați și mai nemulțumiți, aia erau permanent de pază noaptea. Și ziua zicea la serviciu, noaptea se prezenta, venea polițaiul, îl lua și făcea de pază toată noaptea. Și dimineața când ieșea dintr-o zicea la lucru.
atâta amar de securiști cât erau pe acolo, trebuia să justifice prezența lor acolo, trebuia să justifice ca o activitate. Și polițiștii care, și milițienii trebuiau să justifice asta. Și atunci inventau, născoceau, că nu știu cine a vorbit despre lege, că i s-a părut că nu s-a dus la muncă sau s-a dus așa aruncând nu știu ce, și îi mai chema ai noștri, unii dintre ei erau oameni necăjiți, făcuți pământ, erau încrâncenați și repostau câteodată așa dușmanos, sec, și de aici s-a mai întâmplat. Tata era rău de gură și cam se întorcea acasă de multe ori cu oasele mecite. La un târg, la un bâlci care se făcea în marginea orașului Călăraș, într-o câmpie acolo, unde venea muzică, venea lume din, ca la bâlci, tata a reușit să plătească niște lăutari să-i cânte Trăiască regele. N-au reușit să-l prindă. În schimb, s-a aflat mai târziu cine a fost, a fost prins un alt sătean, și s-a aflat mai târziu cine a fost care a plătit lăutare și alte bătăi, alte pedepse și așa mai departe. În Bărăgan veneau dubele noaptea, luau, aduceau deținuții politici. În câteva rânduri s-a întâmplat să-l ia și pe tatăl meu. Și aici vreau să subliniez aspectul inuman al celor care făceau lucrul acesta, pentru că pe tatăl meu l-au luat prima dată doar pentru faptul că arestaseră pe ministru Alimănișteanu și i-au cerut ca bruma de lucruri pe care le avea și el acolo la Rubla să le lase cuiva cu inventar până când cineva din familie va putea veni să îi le ridice. Și domnul ministru l-a desemnat pe tatăl meu. Au venit să-l ia în acea noapte, dar n-au spus familiei pentru ce. Mama, după ce aflaseră că atât de multe arestări se făcuseră, cu siguranță ce interpretare putea să dea decât a faptului că tatăl a fost arestat. Toată noaptea aceea au fost plânsete, țipete în casa noastră și spre dimineață tăticul a venit înapoi și i-a spus pentru ce fusese luat. Treaba aceasta s-a repetat de încă alte câteva ori, în așa fel încât mama nu mai suporta acel stres. În ceea ce îi privea pe tineri și pe copii, părinții încercau în modul cel mai onorabil posibil, ascunzându-și umilința și înfrângerea, să îi protejeze de mașinile infernale ale sistemului, miliția cu puzderia de lucrători feroce și propaganda cu rețeaua activiștilor de partid. Miliția încerca și reușea să facă ceea ce știa mai bine, să înnăbușe în egală măsură pe părinți și pe copii, reprimând și cerbicii, dar și închipuiri. Iar propaganda de partid încerca prin activiști seducerea tinerei generații, ademenind-o să creadă, prin chermeze și alte scamatorii socializante, că viața ar fi mult mai bună dacă s-ar îndepărta de modul de gândire al părinților. Așa că, însuflețiți de înflăcărarea, entuziasmul și voioșia vârstei, tinerii și copiii se lăsau repede luați de valul exaltării, apucând viața de părțile ei cele mai bune. Copii fiind, părinții au încercat să ne protejeze. Noi n-am știut de mâncare, că nu există mâncare. Atâta mi-aduc aminte, deci și povestea bunicilor, că mama s-a angajat la Rubla, la IAS Iustin Georgescu, fost conac moșieresc, unde acum era un IAS. Și acolo era fermă de păsări. Și s-a angajat la ferma de păsări. Au mers mai multe femei din satul Însurăței Noi, așa s-a numit. Au mers mai multe femei și toate având aceeași problemă, copii mici, au aranjat și între ele au ascuns faptul că fierbeau ouă, fierbeau pui și plecau cu ele în sân. Și seara veneau cu mâncarea în sân pentru copii. Iar eu, copil fiind, am ieșit în uliță și am început să strig: "Vine mamaca, mi-aduce ouăț!"
Bineînțeles că s-a speriat bunica să nu afle vecinii, să nu afle alții și m-a băgat imediat în casă. Noi ca copii ne antrenam la discuții, la joacă, ne duceam la cules de fructe, care pentru noi era într-un fel și în aer liber, parcă un fel de gimnastică și de adaptare la niște noile condiții dintr-o tabără sau eu știu cum să-i spun. Noi ne distram, nouă ne plăcea. Noi nu pierdusem nimic, practic. Noi nu realizam, din punct de vedere economic, ce înseamnă să pierzi ce ai agonisit o viață întreagă. Probabil când am mai crescut, am aflat. Ei niciodată nu ne-au vorbit cine au fost și de ce au ajuns în Bărăgan. Eu n-am știut până târziu că bunicii paterni au fost moșieri, că a fost și el ridicat, că au avut domiciliu obligatoriu. Nu am știut asta. Nu ne-au spus. Ați plecat cu regrete de la Măzăreni? Eu ca copil, da. Eu vă spun că acolo jucam fotbal. Aveam o echipă de fotbal din jucători foarte valoroși care băteau toate echipele din jur pe Industria Sârmiei Brăila. I-a bătut odată cu 10-1. La Ionești era atât de frumos pentru că aveam un spațiu mare de joacă. Erau bălțile, primăvara veneau păsările călătoare și se așezau acolo. Aveam struguri de la vie. Se organiza baluri. S-a făcut și școală și cămin cultural, tot anul ăla, din chirpici, așa din cum era acolo, din cărămidă de aia nearsă, uscată la soare numai, cu paie, cu pământ. Era o viață foarte, foarte frumoasă acolo. Adică un fel de nirvana, cum zice Eminescu. Deci eram într-un fel de lume pe care n-am mai întâlnit-o după aceea. După aceea am intrat în iadul... Moara vieții. Deci n-am mai întâlnit oamenii de calitate, oameni de caracter, oameni care să te ajute, oameni care să-ți dea un sfat. Adică erau bătrâni, era unul Sarafoleanu care e de la Timișoara. Când te întâlneai cu el, nu ai sfaturi să te dea. Avea o barbă și un cioc așa înalt, frumos, parcă era neamț. Era o frumusețe de oameni, domne. O frumusețe de oameni, parcă erau niște sfinți. Autoritățile aveau însă grijă ca raiul socialismului să nu se aglomereze cu prea mulți sfinți, să nu tulbure, mai știi, idealurile proaspetei Republici Populare Române. Apelau cu larghețe la instrumentarul KGB-ului, acest Sfânt Nicolae al Rusiei Sovietice, fratele nostru mai mare de la răsărit, care știa să mânuiască biciușca vindecătoare, întorcând pe făgaș orice alunecare, lecuind de boala individualismului, a libertății și a proprietății, pe oricine îi cădea în rază, făcându-l să accepte, mai devreme sau mai târziu, starea de agregare din gospodăriile agricole colective. Doar tătucul Stalin comandase și inspirase și deportarea în Bărăgan a românilor din Mehedinți, Caraș-Severin și Banat. Dintre care, unii, ispitiți de șansa de a răzbi, de a-și ușura traiul pe orice cale, nu au pregetat să toarne, îngreunându-le fie rivalilor, fie camarazilor, fie pur și simplu vecinilor, viața și așa dificilă și relațiile cu aparatul de stat comunist. Atât de ticăloși erau, încât au pus satul intenționat la 17 km de Fetești, ca să nu putem învăța carte acolo, pentru că domiciliul obligatoriu îți dau voie să te duci numai 15 km, înțelegi? Și dacă te prindea acolo în Fetești, era rău, te băgea în pușcărie. Și atunci s-a dus sora mea cu încă vreo două, trei, s-au vorbit, s-au plecat noaptea, cum au putut să-i vă 4-5 copii din ăștia, că erau copii, aveau 14 ani, să se ducă să înscrie la liceu, la Călăraș, așa, aranjează mama pe acolo, pe la niște oameni, să-i țină mai pe ascuns la liceu, așa, s-au plecat. I-a prins imediat. De ce? I-a turnat cu cineva dintre noi. Mai veneau după tata câteodată și îl mai duceau pe la Beci, îi mai dădeau câte un top de bătaie de la Beci și tata era un tip foarte activ în dialogurile cu ceilalți și în special cu dialoguri împotriva sistemului respectiv.
și prin diferite canale, deci am dosarul lui de CNSAS, erau trei informatori care îl urmăreau și dădeau relații despre el. Când și când se afla că a mai zis nu știu ce în anumite cercuri, îl mai duceau pe la becii, mai dădeau un top de bătaie. Un inginer din București a făcut lucrări în Călăraș de canalizare, care mergea spre Borcea, care se lucra tata și mai mulți oameni din sat, oamenii care aveau voie să meargă să lucreze. Întrucât eram tânăr, lucram și eu după ce terminam școala, până seara la 8-9, aruncam de la 7 metri pământul pe scară de pământ ca să putem să luăm un ban. Adică acolo m-a anchetat poliția după ani și ani de zile, de când eram în ultimul an de liceu, că am lucrat 2 ani de zile, spunând că inginerul respectiv, care era șeful lucrărilor, era un om foarte cum se cade și cu milă la suferințele noastre. Și mai spunea, bă, nu mai veni astăzi, că te pontez eu. E, cineva poate a reclamat din colegii lui taică-miu și au venit și m-au anchetat poliția chiar la liceul din Călăraș, în în biroul directorului liceului respectiv. Pentru anumite avantaje, oamenii... dădeau note informative. Ai povestiți-ne. Deci eu am fost la CNSAS și marea surpriză să găsesc o notă informativă din Bărăgan. Și dată chiar de unul din deportații din Florești, în care vorbește despre bunicul. Că a avut batoză, că a avut pistol, că a avut pușcă, că a avut servitori, iar el n-a avut decât 7 hectare de pământ. Desigur, turnătoria nu era modul de a fi și de a trăi în cele 18 localități formate din deportați, ci doar, pe de o parte, o manifestare accidentală, răsleață, a firii omenești, fragilizată de traumatismul dezrădăcinării, pe de altă parte, rezultatul unei firești abilități profesionale a celor formați în stoarcerea de informații, prin mijloace specifice, din care nu lipsea șantajul. În rest, țesutul social era unul de calitate, păstrând în mod temeinic tiparele omeniei tradiționale de a trăi și de a-i lăsa și pe alții să trăiască, păstrând totodată nealterate valorile unei lungi experiențe de conviețuire pașnică și prietenoasă, ca și bunele relații de vecinătate, conform convingerii fiecăruia de a fi om între ceilalți oameni. Familiile acestea deportate, ca și a dumneavoastră, trecuseră prin trauma dezrădăcinării. Mai aveau resurse sufletești să fie oameni unii cu alții? Da. Tocmai că asta a fost lucru care, ce se întâmplă, ne-a ținut foarte, să zicem, moralul foarte ridicat. Erau de o prietenie și de o frăție între ei, românii cu macedonii, cu basarabenii, cu nemții, cu toți, erau niște prieteni așa de buni, încât eu cât am stat acolo 5 ani de zile, n-am auzit vreodată ca cineva să se certe, cineva să aibă discuții pentru ceva cu un vecin sau cu cineva. Ba din contră, fiecare îl ajuta pe celălalt cât putea de mult. Adică era o societate foarte civilizată. Se adunaseră acolo vârfurile satelor, oamenii cei mai reprezentativi din satele după Valea Dunării. Erau oameni cu o anumită pregătire, să zicem, morală. Curați. Nu mințeau. Nu produceau defecte celor din jur. Nu se pârau între ei. Nu se salvau între ei când puteau să erau probleme. În aceste condiții putem spune că tânăra generație crescută în spiritul Bărăganului era privilegiată, din moment ce se bucura de vecinătatea modelelor din România veche, de cadrele bunei creșteri tradiționale. Autoritățile comuniste au ordonat construirea de școli în fiecare din coloniile de muncă înființate, cu intenția clară de a face din aceste vetre de învățătură tribune ale propagandei bolșevice, găsind cu pricepere cheia potrivită cu care să întoarcă mașinăria de ghidaj a sufletelor tinere.
Chiar dacă ridicate din chirpici, școlile Bărăganului au găzduit între zidurile lor de pământ întâlniri memorabile cu dascăl de primă mână. Profesorii erau speriați și nu știau cum să ne educe. Își controlau vorbele să nu cumva să scape vreo idee care să putea, pentru că directorul era din satul vechi, politruc serios, și ăștia erau bărăgăniști. Dar de profesor nu ne putem plânge, pentru că franceza am făcut-o cu un ministru plenipotențial, adică cu ambasadorul României în Portugalia, să dea seama. Muzica am făcut-o cu un profesor de conservator. Deci erau profesori... Le porta și ei? Păi sigur că da. Da. Matematica cu un mare profesor universitar de la Timișoara. Deci am avut profesor domnule de facultate. Era școală, o școală bine dotată, adică ca orice școală, cu bănci, cu tablă, cu cancelarie, cu... Era o școală normală, adică noi n-am simțit că ar fi o școală care se deosebea de școlile, dar ce rețin eu din acea copilărie a fost că profesorii au fost deosebiți. Fiecare dintre ei, pe lângă faptul că își preda materia, cel de matematică, cel de română, îți făcea și o educație morală. Să fii corect, să muncești, să depășești, adică obstacolele, fără să te plângi. Datorită propagandei care se ducea în mod special cu noi cei mici, la grădiniță sau la școală ulterior, ni se inocula ideea că noi trăim rău din cauza că tata este în regimul, împotriva regimului și că de-aia trăim noi rău. Și exista un sentiment de respect pentru tată, că era tată, dar aș putea spune că și un sentiment care de câte ori vorbesc de tata mă face să plâng, în sensul că atunci mi se inocula dușmănie împotriva tatălui meu. Și ca și copil început să se prind acest germene. Ulterior, când mi-am dat seama cu adevărat că dreptatea era de partea tatei și nu a propagandei, m-a făcut să-mi iubesc tatăl cu adevărat. Și l-am plâns și îl plâng și acum, pentru că tot ce am făcut în viața asta e moștenire din educația lui, felul de a aborda, legătura interumană, indiferent unde am lucrat, tot timpul am ajutat pe cel slab. Niciunul dintre factorii politici decidenți nu lua în calcul ca odraslele stigmatizaților deportați în Bărăgan să poată frecventa sistemul de învățământ și mai sus de clasele elementare. Dimpotrivă, toate regulamentele erau îndreptate înspre îngrădirea accesului. Însă întâlnirea cu asprimea vieții, cu lipsurile, cu aroganța și cruzimea aparatului de partid și de stat, precum și a celui milițienesc, le-a dat multora avântul de a înțelege, ca într-o pasă de maturizare precoce, că trebuie să profite cât mai mult de pe urma școlii, continuându-și studiile. Au înțeles că numai învățătura îi poate scoate din pușcăria fără ziduri și pentru asta merită să facă orice ca să treacă peste îngrădirile trasate de legile și reglementările destinate deportaților, peste șicanele întâlnite în cale. În prima toamnă, deci a venit toamna, ne-a lăsat să ne ducem la Călăraș la școală, am stat 3 săptămâni, după care ne-a anunțat că trebuie să ne întoarcem în stat, că nu este voie să ne ducem la școală. Și pe urmă au venit ei, au făcut niște comisii pe la ferma aia de pe acolo, am dat un fel de examene particulare. Când a fost de școală, nu ne-a mai primit nimeni la școală, n-a vrut să ne primească. Și între timp, noi... Așa, am dat particular. Învățam acasă cu părinții mei și cu... Mai era un învățător acolo în sat, venea și ne mai învăța. Părinții mei au încherbat niște bani. Avea 2 fete de ținut și cu fetele nu e ca și cu băieții. Și vroiau și ei să facă ceva din noi, nu? Și atunci când a venit, el căuta să ne apropiem ca să putem să ne ducem la o școală. Noi fiind mici, nu a fost o problemă cu mersul mai departe la școală.
Am un văr din Turnul Severin, doctorul Radu Antonescu, care și astăzi mi-a spus, pentru că atât eu cât și poate toți cei care am fost bărgan avem un complex. La mine care este complexul? Că n-am 7 ani de acasă, eu am 7 ani de bărgan. Pentru mine a rămas că eu am 7 ani de bărgan, nu de acasă. Și când am spus acestui văr Radu Antonescu din Turnul Severin, mi-a zis, da, și eu am complex, că nu am făcut liceul la zi, că am făcut liceul la seral. Este medic, este doctor, dar e complexat, n-a făcut liceul la zi. Făcea școală acolo? Pe școală nu, că terminați în 7 clase aici. Și urma, de exemplu, acolo să facem diferența în continuare. Însă, aia s-a întâmplat în 53, când s-a dat liber la Călăraș. Primul an de liceu l-am făcut la Călăraș, la fără frecvență. 3 ani de zile nu ni s-a dat voie să mergem la școală. Cei care terminasem 7 clase primare în iunie 51, urma să intrăm la așa zisul liceu. Liceul era atunci structurat pe faze de învățământ cu 10 clase de liceu. Și așa că eu n-am putut să mai merg în continuare, nici nu era liceu decât în Călăraș și nu puteam să merg. Am avut această îndrăzneală și această hotărâre, eu știu, nebunească, dar raportată la limita mea de copil, care aveam 17 ani, 16 ani, 17 de acum, am fugit, am plecat și am evadat din acest lagăr, am ajuns la București, la Direcția Generală a Securității, să cer aprobarea să mă duc la școală. Am ajuns așa prin niște peripeții până la un om care ar fi avut poziția și hotărârea să mi se aprobe să mă duc la acest liceu. N-a fost să fie așa. M-a trimis înapoi la Călăraș, escortat de 2 milițieni, care s-au purtat foarte cinstit și corect cu mine, ba din contră mi-au asigurat și mâncarea pe drum. Neîmplinirea mea a fost și mai mare când am ajuns la Călăraș, obosit, rupt într-un fel de foame, m-a predat echipajului de la sediul miliției din Călăraș și acolo m-au lăsat toată noaptea să fac muncă din asta jmotru, cum se zice, și erau de un sadism, acolo am văzut și eu, parcă prin mintea mea de copil, adevăratul sadism al miliției. Nu era cel mai greu, cel mai negru, dar pentru mine așa l-am văzut. De ce? Pentru că am șters pe jos, am făcut curățenia care mi s-a oferit. Și când am văzut într-o cameră în care era o cameră de restricție, o cameră de pedeapsă, era un pat care nu avea saltea, nu avea pătură, nu avea nimic. Dar totuși, pentru mine ca copil a fost foarte bine și m-am așezat și eu pe pat. N-am stat decât câteva minute și a venit un milițian, un hidos, așa ca să spun, și ca fizic, sau eu l-am văzut așa, poate în condițiile alea, și m-a luat la niște înjurături, ca să nu zic altfel și nu... Așa, ce ai venit aici să stai, să te odihnești? Ia fă curățenie și în colțul ăla și la locul ăla. Zic, domnule, păi am făcut. Ce, vii și îmi spui mie că ai făcut? Mai fă o dată. Și așa m-a ținut până la ora 4:30-5 dimineața. A dat telefon la semilagărul nostru, acolo, la miliția din sat, din colonia noastră, și au venit, m-au luat ăia, acolo am dat peste altă belea, că ăia m-au luat drept odihnit, drept și ca pedeapsă, mătură la ei în jurul postului, în jurul cortului unde aveau, taie-le lemnele, taie-le, pregătește-le tot ce e, du-te după apă și așa mai departe. M-au ținut toată ziua și pe urmă seara mi-au dat drumul acasă. Dar m-au supravegheat în continuare ca să nu fug, că intuiau ei ceva. Mama săraca când m-a văzut a respirat ușurată și a zis, mamă, ce ai pățit, de ce nu ți-am spus eu să nu pleci, să nu faci? Mamă, zic eu, tot mai plec odată, tot mă mai duc și tot încerc. Și așa a fost să fie, peste vreo lună și jumătate am plecat din nou. Am ajuns din nou la această locație, acest sediu și spre norocul meu și Dumnezeu a fost să le lumineze mintea, am ajuns la un alt ofițer care era acolo la comandă, ca să spunem așa, și a fost un om al lui Dumnezeu, pot să spun. Probabil l-am impresionat, probabil mi-aduc aminte că aveam niște pantaloni care erau rupți în genunchi și erau peteciți, cusuți de mine făcute petecile ăștia. La un moment dat m-am trezit. Cred că a sunat de undeva, că n-a vorbit la telefon, a sunat la o sonerie sau ceva, că ne-am trezit că a intrat o secretară, o femeie a intrat acolo. Și i-a spus, tovarășa, fă-mi legătura, zice, te rog, la Călăraș. Știau, probabil, avea consemnul lor și l-am auzit cu discuția de la Călăraș. Dom'le, uite, este la noi aici un copil din satul Cutare, din colonie, nu știu ce, va veni la dumneavoastră și zice, îl pun și face o cerere aici și îi dau o aprobare ca să meargă la liceu la Călăraș.
cu condiția să facă naveta cei 5-6 km care era distanță, să plece dimineața la școală și să vină după masa înapoi și după aceea să meargă la fermă la lucru. A fost pentru mine, știți cum, o realizare de simțeam că ajung în cer, nu la școală. Datorită conjuncturii care a făcut-o colegul meu, Drăghia Grigore, s-a dus la București și a intervenit la Ministerul de Interne, nu cunosc exact după, din spusele lui că a intervenit, și ne-a dat voie să ne înscrim la liceu în Călăraș. Deci am terminat liceul la zi în Călăraș. În 1953 s-a eliberat și posibilitatea de a urma cursuri liceale. Școala liceală era de 3 ani, clasa 8-a, 9-a și a 10-a, dar la fără frecvență, nu la curs de zi. Fiind la fără frecvență cu două examene, la Slobozia, care le dădeam iarna și vara după ce se termina cursurile elevilor de la zi, dimineața ne duceam la muncă să facem cel puțin jumătate de normă, la indiferent ce lucrare ni se repartiza, iar după amiaza ne strângeam în clădirea școlii, care era tot din chirpic, tot cu lampă, ne duceam și profesori, care erau unii iluștri, unii profesori universitari, gen Gheorghe Trandafir sau profesorul Gogan Mircea, fostul director al liceului Traian din Turnu Severin. La vremea deportărilor în Bărăgan, nu trecuseră nici 4 ani de la schimbarea radicală din România, care înlocuise monarhia cu dictatura proletariatului. Schimbare ce adusese modificări însemnate în viața de zi cu zi a românilor. Instalarea unei conduceri totalitare însemna controlul oricărui domeniu al activității sociale, economice în primul rând, cât și schimbarea atitudinii în privința proprietății, cu referire la aplicarea naționalizării. Acest dirigism politic a fost aplicat cu sârg și în sensul de a lovi în categoriile sociale considerate inamice ale orânduirii politice noi, sporindu-le sărăcia. Când Stalin afirma imperativ într-un discurs din anul 1951, trebuie o nouă reformă monetară, leul este slab, leul se clatină, s-a trecut imediat la efectuarea unei stabilizări în România. În ceea ce îi privește pe deportații din Bărăgan, această intenție s-a concretizat în forme de spoliere, de pauperizare și mai severe. Tata a plecat cu o sumă oarecare la el de bani. În ianuarie, deci noi am ajuns în iunie, în ianuarie a venit o stabilizare. Și din banii ăia a rămas nimic. Tata spera că, având banii ăia, nu o să murim de foame. Și atunci a fost obligat să se ducă și el să-și caute de lucru undeva. Și a găsit pe la drumuri, întindea și el piatră pe șosea. Bani mai aveau, că atâta putuseră să ia un sac de bani. Și o spun fără restricții. În februarie însă, a fost, în februarie anul următor, a fost făcută reforma monetară și au pierdut toți banii, chiar dacă li s-a îngăduit să se ducă până la Brăila să facă cumpărături. Între timp, am prins reforma monetară din 52. Aia ne-a dat peste cap, pentru că aveam noi o rezervă de bani, dar în 52, când a venit reforma monetară, cu 20 de milioane la un pachet de țigări. Încât reforma monetară a însemnat 80 de lei pe lună munca. Deci 80-84 de lei luam pe lună. Cu stabilizarea monetară care a fost, atunci toată lumea a ajuns la același numitor comun. Indiferent cu sumele cu care ne-a prins de acolo încoace, deci respectiv din Banat până în fundata, mi-amintesc că cu o sumă foarte apreciată de bani, tatăl meu s-a dus să schimbe și a venit
cu niște bancnote de un leu, dar nu știu dacă vi le amintiți, cu 7 bancnote de un leu. Există un loc în această întinsă câmpie a Bărăganului care păstrează încă atmosfera din anii 50. Este unic în felul său, această casă singuratică, în aceeași întinsă câmpie a Bărăganului, are de comunicat ceva aparte în legătură cu experiența dramatică a deportării. Casa este specială, fiindcă e singura ce mai stă în picioare dintre cele 480 ale satului de altădată. A suferit doar mici modificări față de proiectul de acum 60 de ani. Modeste extinderi și înlocuirea acoperișului de stuf cu materiale mai sigure. Și locul este unul special, Rubla, județul Brăila, fiindcă aici erau aduși în domiciliu forțat după eliberarea din penitenciar pentru întremare, după anii grei de temniță comunistă, dar și pentru izolare socială, membrii a elitei românești, printre care și liderul țărănist Corneliu Coposu. Și omul este unul special, fiindcă locuiește aici, în mijlocul câmpiei, singur cuc. Se numește Constantin Ciolacu și a fost deportat în anul 1951 împreună cu familia. După încetarea deportării, locuitorii au părăsit Rubla unul câte unul, întorcându-se în locurile de baștină. Unii dintre ei mai reveneau la Rubla când și când, chiar dacă amintirile aduceau doar suferință și lacrimi. De la o vreme, Constantin Ciolacu este căutat din ce în ce mai puțin. Foștii deportați vin tot mai rar. Poate că nu mai este nimic de văzut, poate că nu a mai rămas de dat niciun răspuns. În prima fază a zis că de unde am plecat, nu ne întoarcem, evident, ai mei eu. Ulterior, s-a dat, zice, poți să te duci oriunde. La o perioadă. Au mai fost plecați, care au plecat, au venit. Noi, părinții mei, practic, sunt refugiați din Basarabia. Când au fost în Banat, în fuga lor, când se prindă la București, sau pe unde au lucrat, la căi ferate, dus în Banat. Și în Banat s-au ascuns, au lucrat în agricultură, pe acolo, corbezi, ce au făcut, au avut după aceea pământ și au stat într-o casă nemțească. Nu te duci într-o casă nemțească, ai lăsat tot un... mai făcuțe, să-și debaseră ceva în Banat, ai pierdut și acolo, unde? Noi ne măricem, începusem școlile, cheltuieli. Fără rude? Rude, nicio rudă. O mama când a murit, n-am căutat. A zis că are un frate, o fi avut copii, nu, în Migidie. Cum vă petreceți timpul aici? Muncă. Mai te uiți la televizor când se termină munca. Mai integram, mai citești o carte. Am socotit că venise vremea să rostesc formula magică. Familia Caraiman. Ileana Caraiman. Erau numele vecinilor de altă dată din satul deportaților. I-am reținut atenția lui Constantin Ciolacu pe loc. Vădit emoționat, a ascultat deja cu privirea încordată când l-am întrebat dacă vrea să schimbe câteva cuvinte cu prietena din copilărie, pe care nu o mai văzuse de peste o jumătate de secol. A fost ca un sesam deschide-te. Ileana Caraiman este numele de fată al interlocutoarei noastre, Ileana Mateescu, din Turdu Severin, care aștepta apelul conform înțelegerii. Fixarea acestei întâlniri pe calea undelor dintre cei doi vecini care nu s-au mai văzut și nu s-au mai auzit din anul 1961 a fost modalitatea noastră de a ne arăta recunoștința față de cei doi interlocutori valoroși din emisiunea noastră. Mă recunoști cine sunt? Da, da, Costică. Da, bine. Auzi, Costică, am venit la Rubla în 2004. Și atunci am nimerit într-o zi cu foarte multă ceață și n-am putut să ajung. M-am rătăcit de câte acolo, n-am putut să ajung la casa ta. Mi-au spus la Rubla, am găsit pe din familia Iene, pe Nea Grișa. Pe Grișa, a murit și el. Deci Nenea Grișa m-a învățat de unde să o iau pe lângă stârpii ăia de curent electric, dar n-am reușit să ajung la voi. Nu știu unde e acum.
A fost la mine, a avut o criză că ea e cu sănătatea și s-a dus la Constanța, la spital. Eu știu, să tratează acasă, nu... A zis că se simte mai bine, aștept să revină. Dar ministrul de ăla de Gigi. Ministru e contabil și la șantierul naval. Eu te am în multe poze, între care una a fost și premiată la un concurs poze care ești tu cu bebe. Atunci când l-am luat de la porci, când ne-a pus ăștia flori în mână? Că așa a fost și da, pe așa. Da, ne-a pus ăștia în curte aici și patifonul în față ca să ne facă poze, da, mi-amintesc. Și mai am încă una care e mămica și părinții tăi, sunt cu vacile undeva la marginea satului și într-un fundal te vezi și tu. Apropo, pâine cu untură și cu sare mai mănânci? Da. Și mămăligă rece cu marmeladă, s-a dus vremurile. Da. Dar a fost frumos totuși. Frumos, da, da. Auzi, tu mai treci pe aici cândva? O să venim, nu să te oporim. Da, bine, bine. O să mai ține și tu, că noi suntem mulți pe care poți eu acolo te pot vedea decât pe tine. Ultimul om din Rubla a avut răgazul să ne spună mai multe despre dulcea viață amară a copilului deportat, copilul cu copilărie frântă, după cum singur spunea Constantin Ciolacu. Unde era casa Caraiman și cum se întâmplau lucrurile atunci? Povestiți-ne din vremea aia ceva. Doamna Caraiman stătea, unde-s boschetea, de la stâlpia era drum. Imediat după drumul acela era prima casă. Era timp mare, singura casă de Olteni, timp mare, numai nimeni aveau timp mare. De-aia râdeam și de Gigi Caraiman cu ministru. S-a dus la ministru aici să-i ducă laptele și noi ne băteam ca să ducem asta, că ei ne dădeau bomboane, primeau pachete, ne dădeau bomboane. Ce ministru stătea aici? Penescu așa lângă unde stâlpul ăla. Alimăniștean. Aici au fost de la evrei, tot, Uniunea Europeană aici a fost în satul ăsta. Și polonezi. Vicovski stătea aici, o bătrână. Aici statul Mieșanu. Aici a stat Nicoreanu, Ienea, urmă Cercel. Flavii, Iordan și taică-su. Urmă Tihon, partea până la capăt erau case. Primele mele amintiri sunt legate de fratele meu cel mic, acolo, în 1953, deci la aproape 2 ani după deportarea noastră, s-a născut încă un copil în familia noastră. Și mi-amintesc că mama ne lăsa porția lui de mâncare și ne-a amenințat să avem grijă de copil, pentru că asta e singura noastră responsabilitate. Și a fost o zi în care ne-am jucat și am uitat de el. Deci ne-am jucat pe acolo, prin jurul casei, și am uitat de copil. Și când am văzut-o pe mama că vine spre seară, fratele cel mare a văzut-o, zice, vine mămica și nu dă dură mâncare copilului. Deci noi nu intrasem deloc pe la el în ziua aceea. Și vine mămica, atunci am intrat repede amândoi în casă și fiindcă mămica era aproape, fratele zice, fii atentă, eu îi cas gura și tu îi bagi mâncarea toată. Ca să spunem. Și așa am făcut. Deci el i-a căscat gura și eu i-am umplut-o cu tot ce am putut eu să-i bag în gură. Vă dați seama că el n-a mai putut să mestece, n-a mai putut să înghită și a rămas cu gura căscată și plină de ce băgasem noi acolo. Norocul a fost că mămica între timp ajunsese. Și imediat i-a scos ce... Deci dați seama că noi eram în situația să-l asfixiem. Așa, și că atunci ne-a pedepsit cumplit și asta este prima mea amintire grozavă din Bărăgan. Suntem chiar pe ulița unde copiii de altă dată și-au consumat toată ziua cu jocurile copilăriei, uitându-și în casă frățiorul. Pentru a spune că giumbușlucurile pline de candoare, ca și năzbâtiile periculoase, chiar dacă sunt povestite azi cu dramul firesc de nostalgie, vorbesc în ultimă instanță despre o copilărie nesupravegheată, risipită de vântul și praful câmpiei, presărată cu frig,
foame, sete, arșiță, expresia nepăsării pe care autoritățile comuniste o manifestau față de copiii proveniți din familiile celor deportați, dar și aurii viscerale față de cei catalogați drept dușmani ai noi orânduiri. Această epopee a suferinței din Bărăgan nu ar fi nici de cum întreagă fără să consemnăm și confruntările gospodăriei țărănești încropite în grabă cu iernile aspre. Cea din 1953-54 a rămas între toate de neuitat. Potopul revărsat din ceruri a îngropat România întreagă sub munți de zăpadă. Au fost găsite soluții de moment pentru a întreține mecanismele vitale ale societății în mai toate locurile. Pentru deportați nu s-a găsit nicio soluție. Nu le-a sărit nimeni în ajutor și au rămas complet izolați. Abia primăvara și-au îngropat morții odată cu topirea zăpezii. Acoperișul era tot blocat de zăpadă. Când venea discolul, dura clar ori 3 zile, ori 6 zile, ori nu știu cât. Vedeai cu ochii tăi cum crește zăpada la geam. Până când se făcea lumină în casă întuneric, că acoperea în 53, am prins iarna lui 53 cu nămes, până ne acoperea casa în întregime troianul de zăpadă și trebuia să închidem, să deschidem înăuntru ușa cu lopată să facem un tunel de obicei al Micheșei. Eu ieșeam pe burtă prin tunelul ăla, strigam la vecini care aveau noroc să nu să fie înzăpeziți și veneam și ne dezăpezeam unii pe alții. Deci suferința a fost enormă. Eram copii, mi-aduc aminte când a murit bunicul acolo, când a luat foc notrețul la taică-miu și mi-aduc aminte de viscolul care a fost în 1953 sau 54, când părinții plecau cu zăvelcă, așa, cu fustă din asta, cum se spunea, să dea apă și notrez la animale, pentru că nu vedeau la un metru, doi în față, datorită viscolului. Iar apă se topea și se dădea la animale și chiar pentru noi. Au săpat tuneluri până la vecini ca să ajute și să fie ajutați. Au săpat tuneluri ca să iasă la liman. Au săpat tuneluri ca să vadă lumina, învățând lecția solidarității și a supraviețuirii. Au înțeles că doar prin ei înșiși pot să reziste vitregiilor urzite de către cei care voiau să îi nimicească.